Miercuri 25 mai, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț împreună cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț, cu Direcția de Sănătate Publică și cu reprezentanții liceului cu program sportiv și cu cei de la Liceul de Artă Victor Brauner, au marcat finalul proiectului Tineri Fără Fumuri printr-o activitate sportivă de petrecere a timpului liber, activitate ce s-a desfășurat la Sala Sporturilor din Piatra Neamț. Proiectul a fost dezvoltat timp de 3 luni în perioada martie-mai 2016 și a avut ca scop sensibilizarea și informarea elevilor din clasa a 10-a cu privire la riscurile consumului de alcool, de tutun și a produselor etnobotanice. Astfel, 135 de elevi de la cele două licee au venit la Sala Sporturilor din Piatra Neamț îmbrăcați cu tricouri personalizate cu mesajele proiectului și au desfășurat mai multe activități sportive. În acest mod, elevii au arătat că sunt lucruri mult mai frumoase și utile de făcut în timpul liber decât fumatul, consumul de alcool ori alte substanțe care, de cele mai multe ori, pun în pericol sănătatea și chiar viața tinerilor. Sâmbătă 28 mai, începând cu orele 10:30, copiii se pot juca la baza sportivă Adridan, unde vor putea să se întreacă la tenis de câmp, șah, tenis de masă, atletism și mini-fotbal. Vor avea parte de tiroliană, vor primi diplome, medalii și alte premii. În cadrul unui eveniment organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Asociația Petru Rareș Club Piatra Neamț.